Bună seara, ai umor! Bravo vouă! Bravo vouă! Bravo mie! Vă mulțumesc pentru invitație! Mă bucur să deschid sezonul 15 Ai Umor. Mă bucur să vă văd pe voi. Nu ascund faptul că am puține emoții, dar am venit să... Mulțumesc, Delia! Am venit să mă laud puțin. Am ajuns în 5 ani de căsnicie la a patra pereche de miri pe care i-am cununat. Și o să vorbesc despre prima pereche de miri pe care am cununat-o, care și-au făcut nunta la țară. A venit finul la mine și mi-a zis: nașule, uite, eu așa vreau să fac la țară, pe vechi, cu mese în curte, cu bănci lungi. Ce înseamnă la țară? Undeva lângă Fetești, pe autostrada Soarelui, unde e podul, nu sub pod, e brațul Borci, așa îi spune. Și am zis: da, mă, nicio problemă. Zice: există o problemă, că fiind la țară, noi n-avem hoteluri acolo, n-avem pensiuni. Dacă vrei tu cu nașa să rămâneți peste noapte, să dormiți în casa bătrânească. Când am auzit casa bătrânească, zic: cade pe noi. Zic: miroase și agoașe acolo, că sigur au stat oameni în vârstă. Zic: bă, lasă că văd cum fac. Vorbesc cu Lizia acasă. Și acum a fost o discuție destul de amplă și contradictorie, că, na, care din noi nu bea, că suntem amândoi bețivi. Și am tras la sorți, a tras bățul scurt, nu știe fraiera că erau amândouă scurte. În fin, am ajuns la nunta acolo la țară, pe la ora 7 seara. La 7:30 am dat plicul, ca să nu uit. Vă zic sincer, am dat o grămadă de bani, dar nu vă faceți griji, am recuperat toți banii. Am băut de la 7:30, la ora 12 noaptea eram lopată. În capul meu mai aveam cam 200 de lei de recuperat. O sticlă de vin. Lizi m-a văzut, hai să mergem. Nu vezi că e o sticlă de vin. Bă, terminatule, nu mai articulezi, suntem nași, ne facem de râs. Nu vezi că e două sticle de vin, mergem. Pe la ora 1 m-a convins. Ne-am suit în mașină, când să plecăm, nu mai țin minte, socru sau soacra, nu mai țin minte că amândoi aveau mustață, alergau către noi în mașină să ne dea niște chestii pe care le-au făcut ei la ei acolo la țară. Nu mai țin minte, oricum eram foarte beat, ceva, un borcan cu bulion, un borcan cu miere, afinată știu sigur că ne-a dat, că am văzut. Am pus punguța pe bancheta din spate, am plecat, ne-am suit pe autostradă. Nu vreau să zic că Lizia e chioară, dar poartă ochelari. Și am zis: bă, nu ne grăbim, mergem încet. Și a zis: eu conduc, merg cum vreau. 2 kilometri mai încolo, bă, nene, a pus Lizia o frână atât de brusc, m-a dat cu capul de bord. Eu nici nu port centură când beau, să nu pierd investiția. Deci a fost direct. Poc! Zice, barză. Zice, barză. Era o barză pe autostradă, era... Cred că era și lovită, că stătea așa într-un picior, era... Bă, dar așa stau berzele, ești nebună? Zic, bine, mergi cu grijă. 2 kilometri mai încolo, iar, poc, ce e? Barză. Zic, aceeași, că tot așa stătea într-un picior, cred că era lovit. Zic, dar cum dracu, zic, dar berzele astea n-au somă, ce... Ne face nou, ne fac farse sau care-i treaba? Bă, 20 de kilometri așa m-a ținut. Barză, bă, barză. Eu am crezut că face asta să mă țină tras, să nu adormă ea. Într-un final am ajuns în fața blocului și am găsit un singur loc de parcare pe o curbă așa. S-a chinuit Lizia, a băgat cu fața, nu intra, a dat cu spatele, ce-ți obosită, nu-mi iese. Ești proastă pur și simplu, las că parchez eu. Zice, dar ești beat și beat parchez mai bine ca tine. Acum... Locul de parcare fiind pe curbă așa, ca să nu luat mașina cu botul prea în stradă, am urcat cu roata din spate a mașinii pe trotuar. Bang, bang. Lizzie s-a dus în spate să ia lucrurile pe care le-a dat soacra, socru, v-am zis că nu mai știu, lucruri care s-au vărsat. Și a țipat Lizzie la mine. Șoferul lupește că a trebuit tu să urci cu roata din spate pe trotuar mașina, că s-au vărsat astea. Jură-te tu. Că eu când am urcat cu roata din spate a mașinii pe trotuar, borcanul de bulion s-a speriat, a căzut, a tras și mirea după el, a finat, a zis: eu nu rămân singur aici, vin după tine. De la asta, bă, că am urcat eu cu roata din spate pe trotuar, nu de la frânele pe care le-a pus ea cu berzele sufletului. De la asta, mă, s-au vărsat. Băi, nene, deci ce e mai rău la mine în mașină? Bulion cu miere, cu afinată, toate vărsate. Eu când am văzut asta, eu vă zic sincer, Eu n-am lucruri scumpe. Cel mai scump lucru al meu este mașina. Am dat o grămadă de bani. Am dat cu banii jos, am luat-o. Nu vreau să vă zic ce sumă am dat pe ea, că vă împart în două. Poate unii spuneți că e puțin, poate unii spuneți că e mult. Bă, 25.000 de euro, 25.000 de euro. Dar bă, eu țin la mașina asta mai mult decât la Lizzie. Deși în Lizzie am băgat mai mulți bani, dar în rate nu i-am simțit. Eu, cum să vă zic, acum nu vreau să vă zic ce marcă e mașina, că unii poate zic că ce, mă, e Mercedes, e BMW, e Ferrari, e Porsche, e un Audi, un Audi cinstit. Foarte important să țineți minte că am un Audi. Eu acum încercam, deci ca să înțelegeți cât de scumpă e mașina, băi, eu n-am preșuri de alea de cauciuc, eu am persane pe jos, am piel. Eu când mi-am văzut persanele pline de bulion cu miere, încercam să trag persanele să le scot cât mai repede, să nu se păteze. Lizzie încerca să recupereze din ce s-a vărsat miere cu bulion. Zice, ce faci tu? Poate mai recuperăm ceva.
Când gătești tu bulion cu miere în aceeași oală, ia persoanele că te omor aici. Am luat persoanele, ne-am certat ca chiori, am ajuns în casă, am trântit persoanele în cadă, fiind foarte beat, vă zic, cred că era ora 3 dimineața, nici n-am atins cu capul perna. Două ore mai târziu m-am trezit cu o sete. Vă dați seama la cât am băut? Bă, simțeam că mi s-a lipit limba de ceruguri. Când deschid ochii, îmi dau seama că noi n-avem apă în casă. Noi am oprit la o benzinărie, am luat apă, dar fiind incidentul cu lucrurile care s-au vărsat, apa n-am mai luat-o. Și zic, bă, zic, ce fac eu acum? Zic, beau apă de la robinet și mor mâine. Sau, având și câine, m-am gândit, scot și câinele, nu mă mai trezește la 8 dimineața să-și facă nevoile, nu mai face prostată, eu beau apă sănătoasă, perfect, asta fac. Acum, m-am ridicat cu greu în capul oaselor, zic, unde-i cheia? Zic, a condus, nu mai trezesc. Am o cheie de rezervă, dar la care n-am baterie. Nu pot să pornesc mașina, dar pot să o deschid. Prostule, nu trebuie mai mult. Trebuie doar să deschizi mașina, iei apa, câinele face pipi, perfect. Asta am făcut. Am luat cheia de rezervă fără baterie, am luat câinele cu baterie, am ieșit în fața blocului. Când ajung lângă mașină, vă jur pe cea mai scump, un băiat la mine în mașină. Zic, n-are cum, nu m-am trezit, sunt mahmur, m-am frecat la ochi. Când a deschis ochii, ăla tot acolo era. Atenție, pe scaunul șoferului, cu un picior afară, căuta în torpedo. Joacă-o pasta în Atlantică. Eu vă spun sincer, n-aveam chef nici de poliție și nici cu bătaia nu prea mă descurc. Și acum mă gândeam, cum să gestionez eu treaba asta? Și creierul meu s-a împărțit în două. O parte spune așa, bă, prostule, are ce să-ți ia din mașină? Nu, du-te în casă. Du-te în casă, că dacă îl sperii pe ăsta că îl duci la poliție, bagă cuțitul în tine și mori ca prostul. Du-te în casă și bea apă de la robinet, că nu mor sigur. Pe de altă parte, spuneam, dar stai, bă, că l-am văzut, îl văd, e în fața mea. Cum să nu fac nimic, bă, prostule, mai stau 2 de 6, îți dau o cărămidă în cap, rămâi cu sechele. Du-te și stai liniștit în pat. Și ce să fac în pat? Să stau așa să mă gândesc, bă, o fi plecat ăla, pot să mă să beau apă, oare cât mai durează? Pe de altă parte, m-am gândit, stai, mă, că-s cu câinele. Ce câine, bă? Câinele era la scară, dădea cu lăbuță, era, nu mă bag, eu... te descurci. Până la urmă, nici nu era ora mea de ieșit. Bă, da, de la adrenalină. M-am dus spre mașină și am țipat. Eu m-am speriat primul când am țipat, vă zic sincer. Și am zis, ce cauza mine în mașină? El a dat să fugă, a deschis portiera. Când a văzut că se deschide portiera atât de repede, zic, acum bagă cuțitul în mine. Și de frică i-am dat un picior portierei, de-am prins piciorul lui între prag și ușă și a sărit de pe scaunul șoferului pe scaunul din dreapta și la întrebarea, ce mătii cauza mine în mașină? Vă jur că asta mi-a zis șeful, să moară familia mea, că nu eu. Și a zis, poftim? Să moară familia mea, că nu eu. Zic, bă, zic, hai până afară să vezi cum se vede de aici, de unde stau eu. Că să moară familia mea, de unde stau eu, se vede că tu ești la mine în mașină. Ce șeful, să moară familia mea, că nu eu. Zic, dar cine că-s curios? Zice, fiate, au mai fost doi înainte. N-au găsit nimic, au luat o sticlă cu apă și au plecat. Zic, mamă. Zic, dar cum ați intrat? Prostul familiei, adică eu. Eu când am parcat, eu având mașină scumpă, v-am zis ce mașină. Eu am și camere, am și senzori. Dar fiind beat, nu m-am mai uitat în ecranul ăla cum parchez eu și urc cu roata din spatea mașinii pe trotuar. Am deschis geamul de tot, m-am uitat cum urc cu roata din spatea mașinii pe trotuar, Lizia a țipat, s-au vărsat astea, cu persoanele în mână, am încuiat mașina, dar geamul nu l-am mai ridicat. Zic, mamă, ce fac eu acum? Eu, ca să pot să ridic geamul, trebuia să mă duc în casă să iau cheia cu baterie, că doar așa pornim mașina, ridic geamul. Dar ce fac cu ăsta? Ăsta a țipat, șeful, să nu mă duc la poliție. Zic, bă, fii atent. Nu te duc la poliție dacă stai aici până vin eu. Și el a zis bine. Eram acmur, abia vedeam în fața ochilor. Nu aveam chef nici de poliție. Dar mă gândeam, bă, dacă îi dau drumul ăsta, eu până mă duc în casă, până o trezesc pe Lizzie, până iau cheia, mă întorc, găsesc pe altul, eu iau de la capăt. Eu l-am lăsat pe ăsta, m-am dus repede, am trezit-o pe Lizzie, am trezit-o așa, tum! Ne-a spart mașina, ia, uite așa, era, ce mașină? Mașina, singura, mașina. Atât avem, mașina. Unde e cheia? Ce cheie? Cheie că tu ai condus, prostule, tu ai parcat. Era la mine în blugi. În fine, am luat cheia că vin și eu, Liz, că vin și eu. Stai, dracu, aici unde ești tu? Numai că vin și eu. Am venit amândoi, când ajunge lângă mașină, surpriză. Ăla tot acolo mâncaia și gura lui. Bă, hoșistit, a zis că rămâne, a rămas. Stătea prostul sărac, uite așa, stătea într-un picior. Lizi Buimac a venit lângă mașină. Cine e ăsta? Barza! Barza! Ne-a urmărit pe autostradă. Avem un copil în portbagaj. Și îl întreb pe prostul ăla, bă, dacă ăia doi care au fost înaintea ta ți-au zis că n-au găsit nimic, tu ce mai căutai? Ce șeful, zic, dar să nu mă duc la poliție. Nu te duc, mă. Căutam o brichetă că ăsta e visul meu să fumez într-o mașină scumpă. Zic, bă, zic, nu cred că ești atât de prost, mă.
Bă, mi s-a făcut milă de el, am zis, bă, tu nici să faci 5 ani de pușcărie pentru treaba asta, bă, bă, bagă-te-n dreapta, tras două fumuri și dispar. S-a băgat în dreapta, m-am băgat și eu la volan, a tras două fumuri, s-a mai relaxat și s-a dat la bârfă cu mine. A, tata, așa, așa, ce fost, ce sincer, așa, zice, cât ai dat pe BMW-ul ăsta? Și bă, nu e BMW, e Audi. Și l-a zis, nu, Audi aia din față. Te pricep la mașină, bravo, zic, bă, fii atent, stai tu aici, că eu mă întorc. Vă jur pe cea mai scump. Am deschis portiera BMW-ului, am dat să ies și a apărut proprietarul BMW-ului. Bă, cât dulapul era. M-a prins așa de piept, m-a ridicat în aer, vă jur că atât am putut să zic. Șeful, să moară familia mea, că nu e. Nu credeam, Natanticule, că ești atât de inteligent. Foarte bine pus în scenă, mi-a plăcut, este genul meu de umor. Totodată, lipsit de vulgaritate. Sau vulgaritatea la mine. Aplauze, s-ar putea ca pe viitor Natanticu să fie un stand-up-er de succes. Și am trecut de etapa asta. Nu, n-am ajuns la poliție, dar mi-a zis să am grijă pe viitor și de-aia vreau să știu că ți-ți un juriu cu minte și vreau să vin lângă voi. Haide, ai trecut! Am primit like-uri! Aplauze pentru cel mai mare constructor de umor din această seară. Bine ai venit în echipa noastră de clasă B. Ăsta a rămas de la corca? Aducă-l pe spate, să aducă noroc. Hai, cine prinde se măriată? Cine prinde buchetul? Așa, bine am venit într-un nou sezon ai umor cu colegi noi cu toți. Bine ai venit, Natanticu, într-un nou sezon ai umor. Mamă, cum se vede de aici și cum se simte. Da? Din la început. Vreți să faceți schimb? Vreau să vezi cum e. Dar scrie aici, Adelia. Mă uitam așa, zic, bă, voi sunteți nebuni, eu nu știu, am atât de emoții că nu știu să stau pe scaun, dar minte unde pe scaun. Eu o să okay. Stau aici deocamdată pentru că asta am decis. Când o să decid că mă mut, o să mă mut. Delia, treci, te rog, la locul tău. Ce? Bine, dacă insiști, eu vin și stau lângă tine. Apropie-te! Okay. Dacă ție ți-e dor, spune că eu vin. Spun. A, prea Tanticul l-am primit cu brațele deschise, la Tanticul are și multă energie și vorbește mult și se bagă la orice și așa și e un coleg bun, chiar un coleg bun. Bada! Ce drăguț că a venit. Aplauze! Incendiare și călăție pentru unicul, inegalabilul, rău vegan, Dan Bada! Bravo, bă! Mă, te pupăm, hai să stăm și noi aici, să ne uităm la domnul cum face. Adevărat. Bună seara, cine ar fi crezut? Ai umor sezonul 15. Cine ar fi crezut să zic eu asta? După cum s-a scris foarte mult, vedeți că am plecat de la Ai umor. Iată, am plecat de acolo și am venit aici pe scenă unde a început această călătorie extraordinară cu peste 7 sezoane și aici va continua, pe scenă. Aceiași oameni care scriu în ziare și chestii așa și care ne întreabă, că mă uit la artiști acum, am în față numai artiști, o întâmplare amuzantă de la un concert, de la un show, ne spuneți și nouă, mai amuzant decât stand-up-ul, mai amuzant decât show, dar nu există, după care te gândești, bă, stai un pic, că da, poate să fie. Uite, mă uit la Bordea și mi-amintesc că am avut împreună cel mai mare, și cu Micuțul, bineînțeles, cel mai mare show făcut în România vreodată de stand-up. 7800 de bilete vândute la Cluj, la sala polivalentă. Bineînțeles, Bobinie. Au fost vreo 8500 de oameni, că na, știi cum e. Au mai dat două la primărie, două la școală de fete. O atmosferă incredibilă, dar era un hău, era o sală foarte mare, cred că primul rând era de două ori unde sunteți voi acum. Ei mai și zic nouă înainte să râdă, cred că am zis trei glume în 25 de minute, nu știu cum au trecut. După care, fix a doua zi, m-am văzut cu Delia la un show, la care, cum să zic, a fost cel mai mic show din viața mea. A fost un party privat, dar parcă prea privat, mâncam. 17 oameni, frate, după 8500 de oameni, 17 oameni, dar cum să zic, unul și unul, Ilie Năstați, nu mă știu, erau dăștea astea. Bă, dar unul n-a râs.
Bă, unul n-a râs, se uitau la mine, zice, uite așa, mâncau fripturii care se ziceau, cine-i domnul? Și vezi cum e Dumnezeu, nu m-a lăsat să plec de acolo supărat. După mine venea Delia să cânte. Clar, m-am gândit că am luat prea puțin bani. Aia. Și cred că nici ea nu știa exact unde vine, că m-a întrebat pe mine, starule, cum e? Și am zis, măi, rupi, ești de mult. Era și cu tot bandul și cu tot stafful, cred că depășeați 15, 17 era oameni. Era mai mulți, că da. Da, și am zis, să cânti ceva lent, îi luați la dans 1-1, să fie o nebunie. Ca la Baieram. Se întâmplă multe, frate. Anul trecut am fost la o singură nuntă. Eu, da, mă mai duc să fac stand-up la nunți. Nu știu, nu pot să recomand neapărat, dar înțeleg că sunt oameni fan de ai noștri, sau cum se zice, oameni care au crescut odată cu noi, cu stand-up-ul nostru și care se căsătoresc și vor un moment mai special la nuntă. Problema nu e cu oamenii, nu e limbajul, problema este cu setup-ul. E ringul ăla de dans, oamenii care mănâncă, copiii care sunt acolo, e foarte greu. Dar am fost la o nuntă pentru că m-a sunat un tip foarte decent și mi-a zis așa, bună ziua domnul Badea, sunt cutare, știu că n-o să veniți la noi la nuntă. Zic, puteam să închidem telefonul acum. La revedere, toate cele bune. Dar stați să vă zic ceva. Noi suntem vegani. Bă, și-a făcut o pauză. Și eu nu știam ce să zic. Zic, ce zici la asta? Felicitări că ai avut energie să suni. Sau ce zici la treaba asta, frate? Noi suntem vegani. De aici mi-a venit și ideea noului turneu rău vegan, pentru că să vedeți ce s-a întâmplat, da? Și zice, și foarte greu am găsit un restaurant care să facă meniu vegan. Și am zis, bă, dar cât de greu să scoți carne din sarmale și o scoți, nu? Păi da, dar mulți prieteni de-ai noștri acum nu mai vin la nuntă pentru că nu mai avem, că avem meniu vegan. Bă, începuse să-mi fie milă de el, eram pe... Ce să zic? Zic, bă, stai un pic că nu în carne stă treaba, nu în asta. În șpriț, șpriț și voie bună și muzică. Ce? Veganii nu beau șpriț? Și el a zis, veganii, da, dar noi nu, că suntem adventiști. Oh. Băi, o fracțiune de secundă mi-a luat să zic da, pentru că nu fac eu stand-up la o nuntă adventist-o-vegană. Am ajuns acolo, vă jur, mă așteptau niște oameni, nu știu, zicea că vine regele. Puteți, orice rege vă vine în cap, nu gândesc. Uite așa, stăteau toți acolo, era personalul care făcuseră pariuri că eu nu vin acolo, sau că vin, sau cum știu. Pentru că au zis, am făcut pariu că n-aveți cum să veniți aici. Păi de ce? Păi hai să vedeți. Când am deschis ușa, bă, s-a auzit ușa. Tu știi ce înseamnă la o nuntă să aude? Bă, nimic, nu era muzică, nu era nimic, bă, nimic. Cântau patru pastori, eu eram în întârziere, când m-au văzut ăia, au făcut... Bă, și efectiv s-au auzit pașii, tată, deci când am mers în sala aia, s-auzeau pașii. Puteau oameni să-și iară sară dintr-un capăt în altul al sălii, nu era nicio problemă. Și uite, am luat microfonul și am zis, băi, nu fac eu glume fără carne la o nuntă rău vegană. Dar asta n-a fost nimic. Cel mai tare show a fost după show. Anul trecut am avut la Costinici mai multe show-uri, știți, amfiteatru. Au dat o vopsea și gata, s-a refăcut. Hai să facem. Noi aveam stand-up de la 9 și după noi, la 11, venea trap. Trap, tată. Toți copiii, trap. Și oamenii îmi tot spuneau, organizatorii, bă, trebuie să rămâi să vezi ce n-ai văzut. Și am zis, tati, am fost 10-15 ani, nu mai știu cât am fost, o veșnicie în lumea asta muzicală, am văzut tot ce s-a putut vedea. Nu mai îmi trebuie nimic. Bă, trebuie să vezi ce se întâmplă după voi. Zic, bă, lasă-mă că am văzut. Bă, vin ăștia. Și a început să-mi spună niște nume. Ian, Asteca, Gheboasă, Petrică Ștefan, Chilafon. Zic, bă, mi-e numeri prietenii tăi. Ce dracu zici, bă? Cine-s, bă, ăștia? Că nu... Chilafonic, știu și Nane că a cântat cu tine. Da, dar în rest, cine-s, bă, ăștia? Din toate numele astea care sună atât de mișto, Chilafonic, cu tare, nu știu care, eu am reținut Petrică Ștefan. Am zis, bă, să mor tu, că a fost unul care numele meu e Petrică Ștefan la catalog, eu așa vreau să mă chem. Eu ăsta vreau să fiu. Zic, câți ani are mă ăsta? 17. Mamă, ce șmecher e ăsta. Da? Vă zic o glumă foarte tare. Când îl sunau organizatorii să-i propună zeci de concerte pe zeci de mii de euro, nu știu, a zis, hai tati, vii la Cosin. Și el a făcut, nu pot să vorbesc că sunt la ore. Bă, măcar era la ore. Bravo lui, bravo, bravo Petrică. Și într-o seară, la noi veneau 800, 1000 de oameni, amfiteatru are 1000 de locuri. Da, am zis, bă, hai să... Mi-a zis, bă, în seara asta e nenorocire, o să vezi o chestie ce n-ai văzut. În seara asta o să vină Petrică, Ștefan și Ian. Bine, sunt 2000 de copii, zic, du-te, bă, de aici, n-ai cum. Am ieșit, am dat să plec. Și într-adevăr, cum știi, aleea
din Costinești care duce la mare. Bă, n-aveai loc de copii. Deci am o poză. Bă, n-aveai loc, era înțesată. Zic, hai mă să văd. Au plecat ai noștri, publicul nostru. Au strâns frumos de pe jos. Public de stand-up, maturul ce. Au făcut curat. Bă, au năvălit imediat 2000 de copii. Dar cum? Alergau mai ales fetițele, alergau cu telefonul în mână. Toți erau pe live și se puneau aici în fața scenei, uite așa. Filmau de atunci, tot filmau. Înțelegi? De ce? Că am înțeles după aia de la ei. În primul rând, să pleacă cu suveniruri. Băieții sunt la pantaloni scurți. Vin, mai vin pe lângă scenă, așa, nu știu, și fetele îi trag de părul de pe picioare să rămână cu ceva de la ei, tată. Să mor tu! Să da, mă, mor tu! Probabil de acolo vin toate astea. Îți dai seama când atrag... Doare! Probabil atunci au fost... Scâr! Pâr! Scâr! Așa ori fi pe... Așa... Și au zis, bă, mie mi-a plăcut cum rămâne pe piesă. Hrr! Scâr! Alea, ale lor. Și doi, ăștia vin și mai au... Vin aici, nu știu dacă ies din lumină, și iau telefonul de la cineva, fac live pe telefon în contul ăla și pe urmă îl dau înapoi. Îți dai seama că ăla nu stă să... De unde am luat? Stați, stop concert, de unde am luat telefon? Da, ia-l înapoi. Îți dai seama, ăla îl dă oriunde. L-a luat aici, îl dă mai acolo. Mamă, începea o panică, începea tot. Pă, telefonul mă dă lângă... Ăsta-i 11, ți-am dat 14. O nebunie, nu, era ceva incredibil, da? Și zic, bine mă, hai să-i văd pe artiștii pe care nu i-am văzut niciodată. Hai să-i văd. A venit o dubă cu niște copii. Cu încă 50 de copii, anturaj, toți arătau la fel, zic, care sunt artiștii, mâncare? Care sunt artiștii? Am primit cel mai tare răspuns, a zis organizatorul, bă, nici noi nu prea știm. Dar pe Ian poți să recunoști ușor că zici că a jucat în Walking Dead. O să vezi că e zombie așa e. Zici că e Kurt Cobain în ultima zi aia. Aia, ăla. L-am recunoscut, dar zic, Petrică Ștefan, cine? Bă, muream să-l cunosc pe ăsta. Cine și-a păstrat numele din catalog? Hai să vedem. Și într-adevăr, 2000 de copii urlau, bă, erau, Petrică, bă, zic că stai mai tare ca Petrică Mâțu Stoian, ați nebunei la cap? Cine ăsta, bă, frate? Toți copiii pe acolo. Și la un moment dat începe un intro, toți copiii, n-am văzut în viața mea așa concert și am fost la multe. Aici era DJ-ul, 50 de copii anturaj, filmau 2000 de copii care filmau pe ăștia 50, care filmau pe ăia 2000. Era ceva, bă, incredibil. Și la un moment dat, pac, intro, eu am rămas într-o parte aici de scenă și filmam, că era într-adevăr ceva nemai văzut, dar vreau să văd cine e Petrică. Au intrat doi puși pe parte, doi puși, dar mici, de 10-12 ani, au început să dea cu apă pe ei, ziceai că spreu, zădeau pe tine. Făceau aia, făceau că toate alea capă. Bă, eram, ce o șea, mă, frate? Și a intrat unul, vă jur, a intrat Petrică, vă jur cât stativ o stat, n-am văzut în viață, uite așa un bețișor de copil care s-a auzit direct la ei și a început, să vă iau loc, să vă dau loc. Bă, eram cu telefonul, imit, eram, bă, Petrică, bă! Bă, mama ta, știe ce zici tu acolo la concerte, mă? Bunica ta, că sigur, e probabil de vârstă cu mine. Bă, ești... Bă, băiatule, diriga... Bă, era... Până mai făcea... Să îi zicea Luna, să te iau, să ți-o iau, gagica, să nu știu... Bă, dar unde știi tu astea, bă, Petrică, la 17 ani, bă? Plus că era ăla prietenul ei, da? Făcea... Iau... Dă-i mâna... Bă, a rămas uimit, filmam ca prostul. Eram, bă, n-am fost în stare să opresc filmarea. Nu mai zic că... nu cum era pe vremuri, dacă ții minte când se făcea, când se cânta playback de Lea, nu tu. Altul, celălalt. Și băteau cu mâna pe microfon așa și cântau și sărea banda aia sau CD-ul. Aia s-a inventat la Cerbul de Aur, la Mamaia, măi. Aia zic, sărea CD-ul și era panică, erau toți. Ăștia nici nu țineau microfon la gură, erau... Niciun copil nu era, bă, dar nu cântă el! Nici o treabă, bă, n-aveau treabă, da? Și acum o să judecăm, că nu înțeleg, într-adevăr, bă, nu înțeleg trapul ăsta, nu-l înțeleg, e normal să nu-l înțeleg. Dar așa cum am fost și noi judecați de părinți, da? Că nu înțelegeau, uite, ascultam Paraziți, ascultam Mafia, părinții erau, ce asculți mizerile? Păi nu știu, cum și, cum să zic, ei ascultau Holograf, Compact, mă rog, Rock, da? Și aia ziceau, ce mizerii, cum și ei Gil Dobrică și, nu știu, Gică Popescu era să zic. Petrescu. Gică Petrescu, ce mizerii? Bă, cred că până la Beethoven, deci au fost aia, ce asculți mai aia? Ta-da-da-ta, ce bă mizerii? Întotdeauna a fost asta. Mie, oameni buni, că în vreo 10 ani o să zicem, bă, trapul ăla era muzică, bă. Bă, avea versuri, ești prost la cap. Venea unul acolo în fața oamenilor și făcea așa, să deranjea să vină de acasă. Tu nu vezi ce se întâmplă cu AI. Michael Jackson cântă Gil Dobrică, tot felul de combinații. Cred că o să mergem la un festival de la unde se audă niște frecvențe. O să fie... Și o să pleci căpiat așa acasă. Cum a fost? M-a spart. Ca să nu mai zic că nu...
eu nu pot să merg, nu mai merg la festival, nu mai merg, nu pot, nu, să stai 2 ore la intrare, să stai 1 oră la jetoane, să stai 1 oră cu jeton să iei o bere, după ce ai băut berea, să stai 1 oră să faci pipi, gata, s-a terminat, când am ajuns acolo, mulțumesc că asta a fost, te pup, hai, că nu cacat, 1 oră, nu înțeleg, frate, nu înțeleg. Mă rog, a intrat Petrică, intră Petrică să rupe sala, toți copiii aia nebunii, nu știu ce, îi ia pe aia, le zice toate anunțe, a cântat toate 3 piesele, pe toate le-a cântat. I-a rupt, da? A terminat succesul la mare, 2000 de copii care țipau, a zis, urmează Ian, și a plecat, a venit direct la mine, eu eram acolo într-un colț, filmam, n-am oprit filmarea, stai, 7 minute, nu mi-a consumat. Stăteam, îl așteptam așa, siderat, și a venit direct la mine, bă, direct la mine, din succesul la mare a venit și a zis așa, domnul Badea, putem să facem o poză? Bă, înțelegi că m-am simțit, mamă, eram, uite, bă, tot noi ăștia, bă, tot noi ăștia, bă. Vine el din succesul la mare, putem să facem o poză, sigur, bă, Petrică. Bă, și ce a urmat, m-a dărâmat pe viață, mâncați. Când făcea poză cu telefonul lui pentru el, a zis așa, mama e mare fan. Și cu asta vă mulțumesc, oameni buni. Să aveți un sezon extraordinar. Sezonul 15 a început. Multă baftă, băieți. Multă baftă, băieți. Dar niciodată o să vin să vă salut. Că tot timpul plecam de nebun. Te regretăm? Te regret. Băi, unde plec, Tănuț? Băi, dar nu plecam, băi.